Pact pentru minte, inimă și examenele vieții Într-o lume de aiuri, redăm vocea oamenilor. Costache Negruții Alexandru Lăpușneanul 1564 1569. Capitolul 1. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Iacov Eraclid, poreclit despotul, pierise ucis de buzduganul lui Ștefan Tomșa, care acum cărmuia țara. Dar Alexandru Lăpușneanul, după înfrângerea sa în două rânduri de oștile despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua oști turcești și se înturna acum să izgonească pre răpitorul Tomșa și să-și ia scaunul, pre care nu l-ar fi pierdut de n-ar fi fost vândut de boieri. Intrase în Moldavia întovărășit de șapte mii spahii și de vreo trei mii oaste de strânsură. Însă, pe lângă acestea, avea porunci împărătești către hanul tătarilor Nogai ca să-i deie oricât ajutor de oaste vacere cere. Lăpușneanul mergea alăturea cu vornicul Bogdan, amândoi călări pe armăsari turcești și înarmați din cap până în picioare. Ce sucoți, Bogdane?" zise după puțină tăcere. Izbândi omoare! Să nu te îndoiești, măriata, răspunse curtezanul. Țara geme sub asuprirea tomșei oastea toată se va supune cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, câți i-au mai lăsat vii, numai frica morții îi mai ține, dar cum vor vedea că măria ta vii cu putere, îndată vor alerga și îl vor lăsa. Să de Dumnezeu să n nevoie a face ceea ce au făcut Mircea Vodă la munteni. Dar ți-am mai spus, eu îi cunosc pre boierii noștri, că ce-am trăit cu dânsii. Aceasta rămâne la înalta înțelepciunea măriei tale. Vorbind așa, au ajuns aproape de tecuci, unde poposiră la o dumbravă. – Doamne, zise una prod apropiindu-se, niște boieri, sosind acum, cer voie să se înfățișeze la măria ta. Vie, răspunse Alexandru. Curând, intrară sub cortul unde el ședea înconjurat de boierii și capitanii săi, patru boieri, din care doi mai bătrâni, iar doi juni. Aceștii erau vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spătarul Spancioc și Stroici. Apropiindu-se de Alexandru Vodă, se închinară până la pământ, fără a-i săruta poala după obicei. Bine ați venit, boieri!" zise acesta, silindu-se a zâmbi. Să fii, măria ta, sănătos!" răspunseră boierii. Am auzit, urmă Alexandru, de bântuirile țării și am venit să Știu că țara mă așteaptă cu bucurie. Să nu bănuiești, măria ta, zise Moțoc. Țara este liniștită și poate că, măria ta, ai auzit lucrurile precum nu sunt, căci așa este obiceiul norodului nostru să facă din țăr în țară armăsar. Pentru aceea, opștea ne-au trimis spre noi să-ți spunem că norodul nu te vrea, nici te iubește și măria ta să te întorci înapoi ca Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau!" răspunse lăpușneanul, a căruia ochi scântieră ca un fulger. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Să mă întorc? Mai degrabă își va întoarce Dunărea cursul îndărăpt. A, nu mă vrea țara! Nu mă vreți voi? Cum înțeleg?" Solului nu-i se taie capul," zise spancioc. Noi suntem datori, ați spune, adevărul. Boierii sunt hotărâți a pribegi la unguri, la leși și la munteni, unde au toți rude și prieteni. Vor veni cu oști străine și vai de biata țară când vom avea războaie între noi și poate și măriei tale. Nu-i va fi bine pentru că domnul Ștefan Tomșa... Tomșa!" El te-a învățat a vorbi cu atâta dârzie. Nu știu cine mă oprește să nu sfărm măselele din gură cu buzduganul acesta!" zise apucând măciuca de arme din mâna lui Bogdan. Ticălosul acela de Tomșa v-a învățat?" Ticălos nu poate fi acel ce s-au învrednicit a se numi unsul lui Dumnezeu," zise veveriță. Au doar nu sunt și eu unsul lui Dumnezeu? Au doar nu mi-ați jurat și mie credință, când eram numai stolnicul Petre, nu m-ați ales voi? Cum au fost oblăduirea mea? Ce sânge am vărsat? Care s-au întors de la ușa mea fără să câștige dreptate și mângâiere? Și însă, acum nu mă vreți, nu mă iubiți! <laughs> Râdea. Mușchii îi se suceau în râsul acesta, și ochii lui Hojma clipeau. Cu voia Măriei tale, zise Stroici, vedem că mușia noastră a să cadă de iznoavă în călcarea păgânilor. Când astă negură de turci va prăda și va pusti țara, pe ce vei domni măria ta? Și cu ce vei sătura lăcomia acestor cete de păgâni ce aduci cu măria ta? Adăugi Spancioc. Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pe care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar au venit vremea să vă mulg și eu pre voi. – Destul, boieri! Întoarceți-vă și spuneți celui ce v-au trimis ca să se ferească să nu dau peste el, de nu vrea să fac din ciolanele lui surle și din pielea lui căptușeală dobelor mele! Boierii ieșiră mâhniți. Moțoc rămase. – Ce ai rămas? – întrebă lăpușneanul. – Doamne, doamne! – zise Moțoc, căzând în genunchi. Nu ne pedepsi pre noi după fără de legile noastre. Adă-ți aminte că ești pământean, adă-ți aminte de zisa scripturii și iartă greșiților tăi. Cruță prebiata țară! Doamne, sloboade oștile aceste de păgâni! Vine numai cu câți moldoveni ai pe lângă măria ta? Și noi chizeșluim că un fir de păr nu se va clinti din capul înălțimii tale. Și de vor trebui oști, ne vom înarma noi cu femei și copii. Vom ridica țara în picioare, vom ridica slujile și vecinii noștri. Încredete în noi. Să mă încred în voi? Zise Lăpușneanul, înțelegând planul lui. Pe semne gândești că eu nu știu, zicătoarea moldovenească. Lupul părul schimbă, iar năravul ba. Pe semne că nu vă cunosc eu și pretine mai vârtos?" Nu știu că fiind mai mare peste oștile mele, cum ai văzut că m-au biruit? M-ai lăsat? Veveriță mi este vechi dușman, dar încă ai niciodată nu s-au ascuns. Spancioc este încă tânăr. În inima lui este iubire de moșie. Îmi place a privi sumeția lui pe care nu se silește a o tăinui. Stroici este un copil care nu cunoaște încă pre oameni, nu știe ce este îmbunarea și minciuna. Lui îi se parcă toate pasările ce zboară se mănâncă. Dar tu, moțoace, învechit în zile rele, de să te ciocoi la toți domnii, ai vândut pre despot, mai vândut și pre mine, vei vinde și pre Tomșa. Spunem, n-aș fi un nătărău de frunte când m-aș încrede în tine? Eu te iert însă că ai îndrăznit a crede că iar mă vei putea înșela și îți făgăduiesc că sabia mea nu se va mânji în sângele tău. Te voi cruța, căci mi ești trebuitor ca să mă mai ușurezi de blăstămurile norodului. Sunt alți trântori de care trebuie curățit stupul. Moțoc îi sărută mâna, asemenea câinelui care, în loc să mușce, linge mâna care îl bate. El era mulțumit de făgăduința ce câștigase. Știa că Alexandru Vodă o să aibă nevoie de un intrigant precum era el. Deputații erau porunciți de Tomșa ca, neputând înturna prelăpușneanul din cale, să-și urmeze drumul la Constantinopol, unde prin jalobe și dare de bani să mijlocească mazilia lui. Dar văzând că el venea cu însuși învoirea porții, pe de alta sfiindu-se a se întoarce fără nicio ispravă la Tomșa, cerură voie să rămâie al întovărășii. Acesta era planul lui Moțoc ca să se poată lipi de lăpușneanul. Voia li sedete. Capitolul 2 Ai să dai samă, doamnă! Tomșa, nesimțindu-se în stare a se împotrivi, fugise în Valahia și lăpușneanul nu întâlnise nicio împiedicare în drumul său. Norodul pretutindene îl întâmpina cu bucurie și nădejde aducându-și aminte de întâia lui domnie, în care el nu avusese vreme a-și dezvăli urâtul caracter. Boierii însă tremurau. Ei aveau două mari cuvinte a fi îngrijiți. Știau că norodul îi urăște și, predomn, că nu îi iubește. Îndată ce sosise, Lăpușneanul porunci să împle cu lemne toate cetățile Moldaviei, afară de Hotin, și le arse, vrând să strice prin aceasta azilul nemulțămiților care, de multe ori, sub adăpostul zidurilor acestora, urzeau comploturi și atâțau revolte Ca să sece influența boierilor și să stârpească cuiburile feudalității, îi despoia de averi sub feluri de pretexte, lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe prenorod dar, nesocotind de ajuns planul acesta, îi omorea din când în când La cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere ce i s-arăta Capul vinovatului se spânzura în poarta curții cu o țidulă vestitoare greșalei lui Adevărate sau plăsmuite și el nu apuca să putrezească când alt cap îi lua locul Nimeni nu îndrăznea grăii împotriva lui cu cât mai vârtos a lucra ceva. O gvardie numeroasă de lefegii albanezi, serbi, unguri, izgoniți pentru relele lor fapte, își aflase răscăpare lângă Alexandru, care, plătindu-i bine, îi avea hărăziți, iar oștile moldovene, sub capitani creature a lui, le ținea pe margeni. Slobozind însă preostași pe la casele lor, le mărginise în puțin număr. Într-o zi, el se primbla singur prin sala palatului domnesc. Avusese o lungă vorbă cu moțoc, care intrase iar în favor și care ieșea după ce îi înfățoșase planul unei nouă contribuții. Se părea neastâmpărat, vorbea singur și se cunoștea că meditează vreo nouă moarte, vreo nouă daună, când o ușă lateralnică deschizându-se lăsă să intre doamna Ruxanda la moartea părintelui ei, bunului Petru Rareș, care, zice cronica, cu multă jale și mâhniciunea tuturor, s-au îngropat în sfânta monastirea Probota, zidită de el, Ruxanda rămăsese în frage de vârstă, sub tuturatul a doi frați mai mari, Iliaș și Ștefan. Iliaș, urmând în tronul părintelui său, după o scurtă și desfrânată domnie, se duse la Constantinopol unde îmbrățoșă mahometismul și în locul lui se sui pe tron Ștefan. Acesta fu mai rău decât fratele său. Începu asilii prestrăini și precatolici, aș lepăda religia și multe familii bogate ce se locuiseră în țară, pribegiră din pricina aceasta, aducând sărăcie pământului și cădere negoțului. Boierii care, cei mai mulți, erau încuscriți cu Polonii și cu Ungurii, se supărară și, corespunzându-se cu boierii pribegi, hotărâră pieirea lui. Poate ar fi mai întârziat aș pune în lucrare planul dacă desfrânarea lui nu l-ar fi grăbit. Nu hălăduia de răul lui nicio o jupuneasă dacă era frumoasă, zice cronicarul în naivitatea sa. Într-o zi, când se afla la țuțora, nemai așteptând sosirea boierilor pribegi, boierii ce erau cu dânsul ca să nu-l scape, au tăiat frânghiile cortului sub care le el ședea și, dând năvală, l-au ucis. Acum numai Ruxanda rămăsese din familia lui Petru Rareș și, predânsa boierii ucigași, o hotărâseră a fi soție un oarecărui numit Jolde, pre care ei îl aleseseră de domn. Dar Lăpușneanul, ales de boierii pribegi, întâmpinând pre îl birui și, prin zândul, îi tăie nasul și îl dete la călugărie. Și ca să tragă inimile norodului în care via încă pomenirea lui Rareș, se însură și luă el prefica lui. Astfel, gingașa Ruxanda ajunse a fi parte biruitorului. Când intră în sală, ea era îmbrăcată cu toată pompa cuvenită unei soții, fice și surori de domn. Peste zobonul de stofă aurită, purta un benișel de felendreș albastru blănit cu samur, a cărui mânice atârnau dinapoi. Era încinsă cu un colan de aur ce se încheia cu mari paftale de matostat, împrejurate cu petre scumpe, iar pe grumazii ei atârna o salbă de multe șiruri de mărgăritar. Șlicul de samur, pus cam într-o parte, era împodobit cu un surguci alb și sprijinit cu o floare mare de smaragde. Părul ei, după moda de atunci, se împărțea despletit pe umerii și spatele sale. Figura ei avea acea frumuseță care făcea o dinioară vestite pre femeile României și care se găsește rar acum, degenerând cu amestecul națiilor străine. Ea însă era tristă și tânjitoare, ca floarea expusă arșiții soarelui, ce nu are nimic să o umbrească. Ea văzuse murind pre părinții săi, privise pre un frate lepădându-și religia și pre celălalt ucis. Și mai întâi, hotărâtă de obște a fi soția lui Jolde, pe care nici îl știa, acum fusese silită de aceeași obște care dispoza de inima ei fără a o mai întreba, a da mâna lui Alexandru Vodă, pre care cinstindu-l și supunându-i se ca unui bărbat, ar fi voit să-l iubească dacă ar fi aflat în el cât de puțină simțire omenească. Apropiindu-se, se plecă și îi sărută mâna. Lăpușneanul o apucă de mijloc și, rădicându o ca preopană, o pană, o puse pe genunchii săi. Ce veste frumoasă, mea doamnă!" zise el sărutând-o pe frunte. Ce pricină te face astăzi când nu-i sărbătoare ați lăsa fusele? Cine te-au trezit așa de dimineață?" Lacrimile jupăneselor văduve, care se varsă la ușa mea și care strigă răsplătire la Domnul Hristos și la Sfânta Născătoare pentru sângele care verși. Lăpușneanul, posomorându-se, desfăcu brațele. Ruxanda căzu la picioarele lui. O bunul meu domn, viteazul meu soț, urmăia, destul ajungă atâta sânge vărsat, atâtea văduvii, atâția sări mari gândește că măria ta ești prea puternic și că niște săraci boieri nu-ți pot strica. Ce-ți lipsește măriei tale? N-ai cu nimeni război. Țara este liniștită și supusă. Eu, Dumnezeu știe cât te iubesc și copiii măriei tale sunt frumoși și tineri. Judecă! că după viață este și moarte și că măria ta ești muritor și ai să dai seamă. Pentru că cu mănăstirile nu se răscumpără sângele, ci mai ales ispitești și înfrunți spre Dumnezeu, socotind că făcând biserici îl poți împăca și... Muiere nesocotită! strigă lăpușneanul sărind drept în picioare și mâna lui, prin deprindere, se răzămă pe junghiul din cingătoarea sa. Dar îndată stăpânindu-se, se plecă și ridicând preruxanda de jos. Doamna mea, îi zise, să nu-ți mai scape din gură astfel de vorbe nebune că zău nu știu ce se poate întâmpla. Mulțumește Sfântului Mare Mucenic Dimitrie izvorătorul de mir, a cărui hram se prăznuiește la biserica ce noi am făcut la pângărați, că ne-au oprit de a face un păcat, aducându-ne aminte că ești mama copiilor noștri. De a ști că mă vei omorâ, nu pot să tac. Ieri, când voiam să intru, o jupâneasă cu cinci copii s-au aruncat înaintea rădvanului meu și m-au oprit arătându-mi un cap țintuit în poarta curții. Ai să dai seamă, doamnă!" îmi zise. Că lași pre bărbatul tău să ne taie părinții, bărbații și frații. Uită-te, doamnă, acesta e bărbatul meu, tatăl copiilor acestora, care au rămas săraci. Uită-te!" Și-mi arăta capul sângeros și capul se uita la mine grozav. Ah, stăpâne, de atunci neîncetat văd capul același mie tot frică. Nu pot să mă odihnesc. – Și ce vrei? – întrebă lăpușneanul zâmbind. – Vreau să nu mai verși sânge, să încetezi cu omorul, să nu mai văd capete tăiete, că sare inima din mine. – Îți făgăduiesc că de depoi mâine nu vei mai vedea – răspunse Alexandru Vodă. – Și mâine îți voi da un leac de frică. – Cum? Ce vrei să zici? – Mâine vei vedea. Acum, dragă doamnă, du-te de vezi copiii și caută de casă cum se cuvine unei bune gospodine și pune la cale să ne gătească un ospăț, căci mâine dau masă mare boierilor. Doamna Ruxanda ieși după ce iarăși îi sărută mâna. Bărbatul său o petrecu până la ușă. Ei, pus ai toate la cale? întrebă el, vind grabnic către armașul său care intrase atunci tot este gata. Dar oare vor veni? Vor veni. Capitolul 3 Capul lui Moțoc vrem De cu seară se făcuse de știre tuturor boierilor să se adune a doua zi, fiind sărbătoare la mitropolie, unde era să fie și domnul, ca să asculte liturgia și apoi să vie să prânzească la curte. Când sosi Alexandru Vodă, sfânta slujbă începuse și boierii erau toți adunați. Împotriva obiceiului său, Lăpușneanul, în ziua aceea, era îmbrăcat cu toată pompa domnească. Purta coroana paleologilor și, peste dulama poloneză de catifea stacoșie, avea cabanița turcească. Nicio armă nu avea alta decât un mic junghi cu plăselele de aur, iar printre bumbii dulămii se zărea o zea de sârmă. După ce a ascultat sfânta slujbă, s-a coborât din strană, s-a închinat pe la icoane și, apropiindu-se de racla sfântului Ioan cel Nou, s-a plecat cu mare smerenie și a sărutat moaștele sfântului. Spun că în minutul acela el era foarte galben la față și că racla sfântului ar fi tresărit. După aceasta, suindu-se iarăși în strană, se înturnă către boieri și zise Boier dumneavoastră, de la venirea mea cu a doua domnie și până astăzi, am arătat asprime către mulți. M-am arătat cumplit, rău, vărsând sângele multora. Unul Dumnezeu știe de nu mi-a părut rău și de nu mă căiesc de aceasta. Dar dumneavoastră știți că m-a silit numai dorința de a vedea contenind gâlcevirile și vânzările unora și altora care țineau la răsipa țării și la pieirea mea. Astăzi sunt altfel trebile. Boierii și-au venit în cunoștință, au văzut că turma nu poate fi fără păstor, pentru că, zice Mântuitorul, bate voi păstorul și se vor împrăștia oile. Boier dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele zece porunci, să iubești pre aproapele tău ca însuși pre tine și să ne iertăm unii pre alții pentru că suntem muritori, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos, își făcu cruce, să ne ierte nouă greșalele, precum iertăm și noi greșiților noștri. Sfârșind această deșănțată cuvântare, Mers în mijlocul bisericii și, după ce se închină iarăși, se înturnă spre norod în față, în dreapta și în stânga, zicând Iertați-mă, oameni buni și boieri dumneavoastră! Dumnezeu să te ierte, măria ta! răspunseră toți, afară de doi juni boieri, ce sta gânditori, răzămați de un mormânt lângă ușă, însă nimeni nu le-a luat seama. Lăpușneanul ieși din biserică, poftind preboieri să vie ca să o spăteze împreună. Și, încălecând, se înturnă la palat. Toți se împrăștiară. Cum îți pare?" zise unul din boierii care i-am văzut că nu iertase pre Alexandru Vodă. Te sfătuiesc să nu te duci astăzi la dânsul la masă," răspunse celălalt. Și se amestecară în norod. Aceștii erau spancioc și stroici. La curte se făcuse mare gătire pentru ospățul acesta. Vestea se împrăștiase că domnul se împăcase cu boierii și boierii se bucurau de o schimbare ce le dă da nădejde că vor putea ocupa iarăși posturi ca să adune nouă avuții din sudoarea țăranului. Cât pentru norod, el era indiferent. El, din împăcarea aceasta, nu aștepta vreun bine, nici prepunea vreun rău. Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru Vodă. Cârtea numai asupra ministrului său Moțoc, care întrebuința creditul ce avea la domn spre împilarea gloatei. Căci, deși era necontenite jalobele obștiei pentru jăfuirile lui Moțoc, lăpușneanul sau nu răspundea, sau nu le asculta. Ceasul prânzului, apropiindu-se, boierii începură a veni călări, întovărășiți fiește care, de câte două-trei slugi. Luau seamă însă că curtea era plină de lefegii înarmați și că patru tunuri sta îndreptate spre poartă. Dar socoteau că sunt puse pentru a serba după obicei ceremonia prin salve. Unii, poate că și prepuneau vreo cursă, dar odată intrând, nu se mai puteau înturna. Căci porțile erau străjuite, și păzitorii, porunciți a nu lăsa să iasă nimeni. Adunându-se boierii, 47 la număr, lăpușneanul se puse în capul mesei, având în dreapta pre logofătul Trotușan și în stânga pre vornicul Moțoc. Începură a zice din surle și bucatele se aduseră pe masă. În Moldavia, pe vremea aceea, nu se introdusese încă moda mâncărurilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea în câteva feluri de bucate. După borșul polonez, veneau mâncări grecești fierte cu verdețuri care pluteau în unt, apoi pilaful turcesc și, în sfârșit, fripturile cosmopolite. Pânza mesei și șervetele erau de filaliu, țesute în casă. Tipsiile pe care aduceau bucatele, talgerele și paharele erau de argint. Pe lângă părete sta așezate în rând mai multe ulcioare pântecoase, pline de vin de Odobești și de Cotnar și, la spatele fiește căruia boier, dvorea câte o slugă care dregea. Toate aceste slugi erau înarmate. În curte, pe lângă două junci și patru berbeci fripți, erau trei poloboace desfundate, pline de vin. Slujitorii mâncau și beau, boierii mâncau și beau. Acum, capetele începuseră a se înfierbânta. Vinul își făcea lucrarea. Boierii închinau și urau predomn cu vivate zgomotoase, la care răspundeau lefegii prin chiote și tunurile prin bubuit. Acum era aproape a se scula de la masă. Când, veveriță, ridică paharul și închinând, zise: Să trăiești într-un ani, măria ta, să stăpânești țara în pace și milostivul Dumnezeu să te întărească în gândul ce ai pus de a nu mai strica preboieri și a bântui norodul. N-apucă să sfârșească, căci buzduganul armașului, lovindu-l drept în frunte, îl doborâ la pământ. A, voi o spre domnul vostru, strigă acesta. La ei, flăcăi! În minut, toți slujitorii de pe la spatele boierilor scoțând junghiurile, îi loviră. Și alți ostași, aduși de capitanul de lefegii, intrară și năpustiră cu săbiile în ei. Cât pentru lăpușneanul, el luase premoțoc de mână și se trăsese lângă o fereastră deschisă, de unde privea măcelăria ce începuse. El râdea, iar moțoc, silindu-se a râde ca să placă stăpânului, simțea părul zburlindu-i-se pe cap și dinții săi clănțănind. Și cu adevărat era groază a privi această scenă sângeroasă Închipuiască-și cineva într-o sală de cinci stânjeni lungă și de patru lată O sută și mai mulți oameni ucigași și hotărâți spre ucidere Călăi și osândiți luptându-se unii cu furia desnădejdei și alții cu aprinderea beției Boierii neavând nicio grijă surprinși mișelește pe din dos, fără arme, cădeau fără a se mai împotrivi. Cei mai bătrâni mureau făcându-și cruce. Mulți însă din cei mai juni se apărau cu turbare. Scaunele, talgerele, tacâmurile mesei se făceau arme în mâna lor. Unii, deși răniți, se încleștau cu furie de gâtul ucigașilor și, nesocotind ranele ce primeau, îi strângeau până îi înnădușeau. Dacă vreunul apuca vreo sabie, își vindea scump viața. Mulți le fegi pieiră, dar, în sfârșit, nu mai rămasă niciun boier viu. 47 de trupuri zăceau pe parchet. În lupta și trânta aceasta, masa se răsturnase. Ulcioarele se spărseseră și vinul amestecat cu sânge făcuse o baltă pe lespezile salei. Odată cu omorul de sus, Începuse uciderea și în curte. Slujile boierilor, văzându-se lovite fără veste de soldați, plecară de fugă. Puțini, care scăpară cu viață, apucând a sări peste ziduri, dasă larmă pe la casele boierilor și, invitând pre-alte slugi și oameni boierești, burzuluiseră norodul și tot orașul alergase la poarta curții, pe care începuse a o tăia cu securile. Osta și amețiți de beție făceau numai o slabă împotrivire gloata, se întărâta din mult în mai mult. Lăpușneanul, pe care îl înștiințase de pornirea norodului, trimise pre armașul să întrebe ce vror și ce cer. Armașul ieși. Ei, vornice moțoace, zise apoi, înturnându-se spre acesta. Spune, n-am făcut bine că m-am mântuit de râie acești și am scăpat țara de o așa râie? Ta, ai urmat cu mare înțelepciune răspunse mărșavul curtezan. Eu de mult aveam de gând să sfătuiesc pe măria ta la aceasta, dar văd că înțelepciunea măriei tale au apucat mai înainte și ai făcut bine că i-ai tăiat. Pentru că, fiindcă era să... Văd că armașul întârzie, zise lăpușneanul, curmând premoțoc, care se învălmășea în vorbă. Îmi vine să poruncesc să deie cu tunurile în prostimea aceea. Ha? Cum socoți și dumneata? Așa, așa, să-i cu tunurile, nu i vreo pagubă că muri câteva sute de mojici de vreme ce au pierit atâția boieri. Da, să-i omoare de istov! Mă așteptam să aud asemenea răspuns, zise cu o țărâre lăpușneanul. Dar să vedem întâi ce vor. În vremea aceasta, armașul se suise pe poarta curții și, făcând semn, strigă. Oameni buni, Maria sa vodă întreabă ce vreți și ce ceriți. Și pentru ce ați venit așa cu zurba? Prostimea rămasă cu gura căscată. Ea nu se aștepta la asemenea întrebare. Venise fără să știe pentru ce au venit și ce vrea. Începuse a se strânge în cete, cete și a se întreba unii pe alții ce să ceară. În sfârșit, începură a striga. Să micșureze dăjdiile! Să nu ne zapcească! Să nu ne mai împlinească! Să nu ne mai jăfuiască! Am rămas săraci. N-avem bani. Ne-au luat toți moțoc. Moțoc, moțoc. El ne belește și ne pradă. El sfătuiește prevodă. Să moară. Moțoc, să moară. Capul lui moțoc vrem. Acest din urmă cuvânt, găsând un eho în toate inimile, fu ca o scânteie electrică. Toate glasurile se făcură un glas și acest glas striga capul lui Moțoc vrem. Ce cer? întrebă lăpușneanul, văzând pre armașul intrând. Capul vornicului Moțoc, răspunse. Cum? Ce? strigă acesta, sărind ca un om ce calcă pe un șarpe. N-ai auzit bine, furtate. Vrei să șuguiești, dar nu-i vreme de șagă. Ce vorbe sunt aceste? Ce să facă cu capul meu? Îți spun că ești surd. N-ai auzit bine. Ba foarte bine, zise Alexandru Vodă. Ascultă singur! Strigările lor se aud de aici! Într-adevăr, ostașii, nemai împotrivindu-se, norodul începuse a se cățăra pe ziduri de unde striga în gura mare. Să ne deie pre moțoc! Capul lui moțoc vrem! Oh, păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică prea curată fecioară, nu mă lăsa să mă prăpădesc! Dar ce le-am făcut eu oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu, scapă-mă de de aceasta și mă jur să fac o biserică, să postesc cât voi mai avea zile, să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la mănăstirea neamțului. Dar, milostive, Doamne, nu-i asculta pre niște proști, pe niște mojici. Pune să deie cu tunurile în și să moară toți. Eu sunt boier mare. Ei sunt niște proști. Proști? Dar mulți răspunse lăpușneanul cu sânge rece. Să omor o mulțime de oameni pentru un om nu ar fi păcat?" Judecă dumneata singur. Dute de mor pentru binele moșiei dumitale." Cum ziceai însuți când îmi spuneai că nu mă vrea, nici mă iubește țara?" Sunt bucuros că ți răsplătește norodul pentru slujba ce mi-ai făcut, vânzându-mi oastea lui Anton Sechele." și mai pe urmă lăsându-mă și trecând în partea tomșii. O, nenorocitul de mine!" strigă Moțoc smulgându-și barba, căci, de pe vorbele tiranului, înțelegea că nu mai este scăpare pentru el. Încă ai lăsați-mă să mă duc să-mi pun casa la cale. Fie-vă milă de sa și de copilașii mei, lăsați-mă să mă spoveduiesc!" Și plângea și țipa și suspina. Destul!" Strigălă pușneanul, nu te mai boci ca o muiere, fii român verde, ce să te mai spoveduiești? Ce-i să spui duhovnicului? Că ești un tâlhar și un vânzător? Asta o știe toată Moldova. Haide, luați-l de-l dați norodului și spuneți că acest fel plătește Alexandru Vodă celor ce pradă țara. Îndată armașul și capitanul de lefecii începură al 3. Ticăitul boier răgnea cât putea, vrând să se împotrivească. Dar ce puteau bătrânele lui mâini împotriva celor patru brațe zdravene care îl trăgeau? Vrea să se sprijinească în picioare, dar se împiedica de trupurile confraților săi și luneca pe sângele ce se închegase pe lespezi. În sfârșit, puterile îi slăbiră și sateliții tiranului, ducându-l pe poarta curții mai mult mort decât viu, îl îmbrânciră în mulțime. Ticălosul boier căzun în brațele idrei acestei cu multe capete, care, într-o clipală, îl făcu bucăți. Iată cum plătește Alexandru vodă la cei ce pradă țara!" ziseră trimișii tiranului. Să trăiască măria sa vodă!" răspunse gloata și, mulțămindu-se de astă jertfă, se împrăștii. În vreme ce nenorocitul moțoc pierea în acest fel, lăpușneanul porunci să ridice masa și să strângă tacâmurile, apoi pusă să reteze capetele ucișilor și trupurile le aruncă pe fereastră. După aceea, luând capetele, le așeză în mijlocul mesei pe încet și cu rânduială, puind pe ale celor mai mici boieri de și pe ale celor mai mari deasupra, după neam și după ranguri, până ce, făcu o piramidă de 47 căpăține, vârful căria se încheia prin capul unui logofăt mare. Apoi, spălându-se pe mâini, merse la o ușă lateralnică, trase zăvorul și drugul de lemn care o închidea și intră în apartamentul doamnei. De la începutul tragediei aceștia, Doamna Ruxanda, neștiind nimic de cele ce se petreceau, era îngrijită. Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise căci, după obiceiul vremii de atunci, femeile nu ieșeau din apartamentul lor și slujnicele nu puteau a se risca în mijlocul unei oștimi ce nu cunoștea ce este disciplina. Una din ele, mai îndrăzneață, ieșind, auzise vorbă că este zurba asupra lui Vodă și adusese această veste stăpânei sale buna doamnă, temându-se de furia norodului, era spăriată și, când a intrat Alexandru, a găsit-o rugându-se dinaintea icoanei, având copiii pe lângă dânsa. A, strigă ea, slavă mai cei domnului că te văd, mi-au fost tare frică. Pentru aceea, precum ți-am făgăduit, ți-am gătit un leac de frică. Vină cu mine, doamnă! Dar ce țipete, ce strigări se auzeau? Nimic, Slujitorii s-au fost luat la sfadă, dar s-au liniștit. Zicând aceste, luă preruxanda de mână și o aduse în sală. Într-o vederea grozavei priveliști, ea slobozi un țipet strașnic și leșină. Femeia tot femeie, zise lăpușneanul zâmbind. În loc să se bucure, ea se sparie și, luând-o în brațe, o duse în apartamenturile ei. Apoi, înturnându se iarăși în sală, găsi pre-capitanul de lefecii și pre-armașul așteptându-l. Tu pune să arunce peste zid hoiturile câinilor acestora, iar titvelelor le înșire pe zid, zise lefeciului. Iar tu, adresându-se către armaș, să-mi pui mâna pe spancioc și pe stroici. Însă stroici și spancioc erau acum aproape de Nistru. Gonașii îi ajunseră tocmai când treceau hotarul. Spuneți celui ce v-au trimis, strigă către ei, spancioc, că ne vom vedea până a nu muri. Capitolul 4 De mă voi scula, prea mulți am să popesc și eu. Patru ani trecuseră de la scena aceasta, în vremea cărora Alexandru Vodă credincios făgăduinței ce dase doamnei Ruxandei, nu mai tăiese niciun boier. Dar, pentru ca să nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omenești, născoci feluri de schingiuiri. Scotea ochi, tăia mâini, ciuntea și seca pe care avea prepus. Însă prepusurile lui erau părelnice, căci nimeni nu mai cuteza cârti cât de puțin. Cu toate acestea era neliniștit căci nu putu se pune mâna pe spancioc și pe stroici care ședeau la camenița așteptând și pândind vreme. Deși avea doi gineri grafi cu mare influență la curtea Poloniei, era îngrijit de acești doi boieri să nu invite prepoloni care nu căutau decât pretexte spre a intra în Moldavia. Dar acești doi români, erau prea buni patrioți ca să nu judece că războiul și venirea oștilor străine ar fi fost pieirea patriei. Lăpușneanul le scrisese în mai multe rânduri ca să vie, legându-se prin cele mai mari jurăminte că nu le va face nimică, dar ei știau cât prețuiește jurământul lui. Ca să-i privegheze mai de aproape, se mută în cetatea Hotinului, pe care o întări mai cu o săbire însă aici se bolnăvi de lingoare. Boala a făcut repezi înaintări și în curând tiranul se văzu la ușa mormântului. În delirul frigurilor, îi se părea că vede toate jertfele cruziei sale, fioroase și amenințătoare, îngrozindu și chemându-l la judecata Dumnezeului dreptății. În deșert se învârtea în patul durerii, căci nu putea afla răgaz. Chemând pre-mitropolitul Teofan, pre-episcop și pre-boieri și spuindu-le că se simte sosit la sfârșitul vieții, își ceru iertare de la toți, umilindu-se. Pe urmă, îi rugă să le fie milă de fiul său Bogdan, precare îl lasă moștean scaunului și să-l ajute, căci, fiind în fragedă vârstă, înconjurat de puternici vrăjmași, nu se va putea apăra nici pre-sine, nici pre-țară, de nu va fi unire între boieri și de nu vor avea dragoste și supunere către Domn. Cât pentru mine, urmă a zice, de mă voi și ridica din boala aceasta, sunt hotărât a mă duce la călugărie în monastirea Slatina, unde să mă spăsesc câte zile îmi va mai lăsa Dumnezeu. Deci vă rog, părinți arhierei, de mă veți vedea aproape de moarte, să mă tundeți călugări nu putu vorbi mai mult. Convulsiile îl apucară și un leșin grozav ca moartea îi îngheță trupul, încât mitropolitul și episcopii, crezând că se sfârșește, îl călugăriră, uindu-i numele Paisie, după numele Petru, ce avea până a nu se face domn. După aceasta, salutând pre doamna Ruxanda de regentă în vremea minorității fiului ei, proclamară pre Bogdan de domn. Apoi, îndată porniră ștafete pe la boierii din țară și emigrați și pe la capitanii oștilor. Abia murgise când stroici și spancioc sosiră. Descălecând pe la gazde, alergară cu pripă la cetate. Cetatea era mută și pustie ca un murmânt de urieș. Nu se auzea decât murmura valurilor nistrului ce izbea regulat stâncoasele ei coaste sure și goale, și strigătul monoton a ostașilor de strajă, care, într-o lumina crepusculului, se zăreau răzămați pe lungile lor lance. Suindu-se în palat, îi cuprinse nu puțină mirare, neîntâlnind prenime. În sfârșit, o slugă le arătă camera bolnavului, voind să intre, auziră un mare zgomot și se opriră ca să asculte. Lăpușneanul se trezise din letargia sa. Deschizând ochii, văzu doi călugări stând unul la cap și altul la picioarele sale, neclintiți ca două statuie de bronz. Se uită pe dânsul și se văzu coperit cu o rasă. Pe căpătâiul său sta un potcap, vrut să ridice mâna și se împiedică în niște metanii de lână. I se păru că visează și iarăși închise ochii, dar redeschizându-i peste puțin, văzu aceleași lucruri, metanile, podcapul, călugării. Cum te mai simți, frate Paisie?" îl întrebă unul din monahi, văzându-l că nu doarme. Numele acesta îi aduse aminte de toate cele ce se petrecuseră. Sângele în trânsul începu a fierbe și, sculându-se pe jumătate, Ce pocitănii sunt aceste!" strigă. A, voi vă jucați cu mine? Afară, boite! Ieșiți, că pre toți vă omor! Și căuta o armă pe lângă el, dar, negăsind decât pot capul îl a zvârli cu mânie în capul unui călugăr. Într-o auzul strigărilor lui, doamna cu fiul ei, mitropolitul boierii, slugile intrară toți în odaie. Chiar atunci cei doi boieri veniseră și sta ascultând la ușă. A, voi m-ați călugărit!" strigală pușneanul cu glas răgușat și spărios. Gândiți că veți scăpa de mine? Dar să vă iasă din minte! Dumnezeu sau dracul mă va însănătoșa! Și..." Nenorocite nu, Huli!" îl curmă mitropolitul. Uiți că ești în ceasul morții! Gândește, păcătosule, că ești monah, nu mai ești domn!" Gândește că prin hulele și strigările tale sparii pre femeie nevinovată și pre acest copil în care rează mănădejdea Moldaviei. Boită fățarnică, adăugă bolnavul, zbuciumându-se a sescula din pat. Tacă-ți gura, că eu care te-am făcut mitropolit, eu te desmitropolesc. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, prea mulți am să popesc și eu. Iar precățeaua asta, voi s-o tai în patru bucăți împreună cu țâncul ei, ca să nu mai asculte sfaturile boaitelor și a dușmanilor mei. Minte acel ce zice că sunt călugăr. Eu nu sunt călugăr. Sunt domn. Sunt Alexandru Vodă. Săriți, flăcăi, unde-s nici mei? Dați, dați de tot. Eu vă poruncesc, ucideți-i pre toți. Nici unul să nu scape. Ah, mânăduș, apă, apă, apă! Și căzură sturnat pe spate, hârcăind de turbare și de mânie. Doamna și mitropolitul ieșiră. La ușă îi întâmpinară stroici și spancioc. Doamnă, zise spancioc, apucând de mână pe Ruxanda, omul acesta trebuie să moară numai decât. Iată un praf, pune-l în băutura lui. O travă? strigă ea înfiorându-se. O travă, urmă spancioc. De nu va muri îndată omul acesta, viața măriei tale și a copilului acestui este în primejdie. Destul a trăit tatăl și destul a făcut. Moară tatăl ca să scape fiul!" O slugă ieși. Ce este?" întrebă doamna. Bolnavul s-a trezit și cere apă și prefiul său. Mi-au zis să nu mă duc fără el. Oh, vrea să-l omoare!" răgni duioasa mumă, strângând cu furie copilul la sân. Nu-i vreme de stat pe gânduri, doamnă," adăugis Pancioc. Adăți aminte de doamna lui Ștefăniță Vodă." și alege între bărbat și între fiu. Ce zici, părinte? zise sărmana femeie, înturnându-se cu ochi lăcrămători spre mitropolitul. Crud și cumplit este omul acesta, fica mea. Domnul Dumnezeu să te povățuiască, iar eu mă duc să gătesc tot pentru purcederea noastră cu noul nostru domn. Și pre cel vechi, Dumnezeu să-l ierte și să te ierte și pre tine. Zicând aceste, cuviosul Teofan se depărtă. Ruxanda luă un păhar de argint plin de apă și, apoi, mahinalicește și, silită mai mult de boieri, lăsă să cadă o trava în el. Boierii o împinseră în camera bolnavului. Ce face?" întrebă spancioc prestroici, care le crăpase ușa și se uita. Întreabă de fiul său, zice că vrea să-l vadă cere de băut. Doamna tremură, îi dă paharul. Nu vrea să-l iaie. Spancioc sări și scoase junghiul din cingătoare. Ba, îl ia! Bea! Să-ți fie de bine, măriata! ta! Ruxanda ieși tremurândă și galbănă și, răzămându-se de perete, Voi să dați seamă înaintea lui Dumnezeu, zise suspinând, că voi m-ați făcut să fac acest păcat. Mitropolitul veni. Să mergem, zise doamnei dar cine va căuta de nenorocitul acesta? Noi, răspunse răboierii. O, părinte, ce mă făcuși să fac? zise doamna către mitropolitul și se duse cu el plângând. Amândoi boierii intrară la bolnav. O trava încă nu începuse a-și face lucrarea. Lăpușneanul sta întins cu fața în sus, liniștit, dar foarte slab. Când intrară boierii, el îi privi îndelung și, necunoscându-i, îi întrebă cine sunt și ce voiesc. Eu sunt stroici, răspunse acesta. Și eu spancioc, adăugi celălalt. Și a ce voim este să te vedem până a nu muri, cum ți-am făgăduit. Oh, vrăjmașii mei, suspină Alexandru. Eu sunt spancioc, urmă acesta spancioc, pe care ai vrut să-l tai când ai ucis 47 de boieri și care a scăpat din ghearele tale. Spancioc, a căruia vere ai jăfuit-o, lăsându-i femeia și copiii să cerșătorească pe la ușile creștinilor. Ah, ce foc simt că mă arde! strigă bolnavul apucându-se cu mâinile de pântice. Zi acum, slobozește că ce ai să mori! O travă lucrează! Ah, oh, m-ați otrăvit, nelegiuiților! Doamne, fieți milă de sufletul meu! Oh, ce foc! Unde-i doamna? Unde-i copilul meu? S-au dus și te-au lăsat cu noi! S-au dus și m-au lăsat! M-au lăsat cu voi! Oh, Omorâți-mă să scap de durere! Oh, mă tu! Tu ești mai tânăr, fieți milă! Scapă-mă de durerile ce mă sfâșie! înjungemă. mă zise, înturnându-se spre stroici nu-mi voi spurca vitejescul junghi în sângele cel pângărit al unui tiran ca tine. Durerile creșteau. Otrăvitul se zbuciuma în convulsii. Oh, strigă, îmi arde sufletul. Oh, dați-mi apă, dați-mi ceva să beau. Iată, zise Spancioc, luând paharul de argint de pe masă. Au rămas drojdiile otrăvii. Bea, și te răcorește. nu vreau, zise bolnavul, strângând dinții. Atunci, stroici la pucă și îl ținu neclintit, iar spancioc, scoțând cuțitul din teacă, îi descleștă cu vârful lui dinții și îi turnă pe gât o travă ce mai era în fundul paharului. Lăpușneanul, mugind ca un taur ce vede trunchiul și securea ce să-l lovească, voi a se înturna cu fața spre părete. Ce, vrei să nu ne mai vezi?" ziseră boerii. Ba, se cade despre o sânda ta să ne privești. Învață a muri, tu care știai numai a omorâ!" Și apucându-l amândoi, îl țineau nemișcat uitându-se la el cu o bucurie infernală și mustrându-l. Nenorocitul domn se zvârcolea în spasmele agoniei. Spume făcea la gură, dinții scrâșneau și ochii săi sângerați se holbaseră. O sudoare înghețată, tristă a morții prevestitoare, ieșea ca niște nasturi pe obrazul lui. După un chin de jumătate de ceas, în sfârșit, își dete duhul în mâinile călăilor săi. Acest fel fu sfârșitul lui Alexandru Lăpușneanul, care lăsă o pată de sânge în istoria Moldaviei. La mănăstirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede și astăzi portretul lui și al familiei sale.